Legea promulgată spune că lanțul scurt este lanțul de aprovizionare care implică un număr limitat de operatori economici angajați în activități de cooperare și dezvoltare economică locală, precum și relații geografice și sociale strânse între producători, procesatori și consumator. Un pomicultor din județul Alba și-a început afacerea tocmai datorită faptului că nu a găsit în supermarketuri produse românești. Legea vine în ajutorul lui și a altor mii de producători autohtoni. Venit într-un concediu din Spania, am căutat să mănânc pere românești, când era dor de un fruct românesc, și le-am găsit totele de acolo. Și asta m-a ambiționat, adică m-am gândit cum nu se poate într-o țară cu atâta teren de bună calitate să nu poți să-ți produci mâncarea care ai nevoie. Deci nu e normal. Deci am văzut că e o lipsă. Pur și simplu. Majoritatea românilor cred că produsele românești sunt mai calitative. Conform unui studiu realizat pentru Asociația Marilor Rețele Comerciale din România, majoritatea românilor, 65,9%, cred că produsele alimentare românești sunt mai bune calitativ decât cele străine. 27% sunt de părere că acestea sunt comparabile calitativ, în timp ce doar 4,6% spun că cele românești sunt mai proaste. În același timp, 39,7% dintre români afirmă că produsele alimentare românești sunt la fel de scumpe precum cele străine, iar 28,8% consideră că produsele autohtone sunt chiar mai scumpe. Totodată, legea spune că, prin excepție, necesarul de produse alimentare poate fi completat cu produse din afara lanțului scurt de aprovizionare, în urma consultării entităților în cadrul organizării comune de piață prin ordin al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.